biolog, ichtiolog, oceanolog, numele lui Grigore Antipa se confundă cu cel al Muzeului de Istorie Naturală din București, pe care l-a reorganizat și căruia i-a condus destinele pentru mai bine de jumătate de secol, 1893-1944. Din 1933, chiar din timpul vieții savantului, muzeul i-a purtat numele. Membru al Academiei Române și a numeroase societăți științifice internaționale, Grigore Antipa a pus bazele școlii românești de hidrobiologie și ichtiologie, contribuind decisiv la reorganizarea pisciculturii din România. S-a născut la 27 noiembrie 1867 la Botoșani. A făcut studii universitare la Iena, în Germania, continuându-și cercetările științifice în Franța și Italia. Antipa s-a consacrat studierii Dunării și Mării Negre. Inițiind o expediție în jurul Mării Negre în 1893, a întreprins primele cercetări de biologie marină. Obține rezultate importante în domeniul hidrobiologiei, al cărei precursor a fost, atât în știința românească cât și în cea mondială. Grigore Antipa a înființat în 1932 la Constanța Institutul Bio-Oceanografic cu două rezervații și stațiuni de cercetări, la Agigea și la Capul Caliacra. Institutul a fost transformat în 1949 în stațiunea de cercetări maritime și proiectări piscicole, iar în 1970 în Institutul Român de Cercetări Marine. Antipa a fost unul dintre creatorii muzeologiei moderne, a publicat lucrări de specialitate în 1918, 1923 și 1934 și s-a implicat în realizarea primei construcții din România destinată și dedicată unui muzeu, organizând aici Muzeul de Istorie Naturală din București. În 1907 a introdus pentru prima dată în lume dioramele biologice, care au reprezentat o nouă etapă în evoluția și organizarea muzeelor de istorie naturală. Munții Carpați, Câmpia Bărăganului, zona inundabilă a Deltei Dunării, dar și fauna din tundră, preerie, savană sau din deșertul Sahara sunt prezentate într-un asemenea mod încât numeroase muzee europene și americane au solicitat sprijinul savantului pentru organizarea colecțiilor lor muzeistice. Autor a peste 140 de lucrări științifice, a studiat viața din apele dulci și marine, punând bazele unei noi științe interdisciplinare, bioeconomia. S-a stins din viață în martie 1944, chiar în clădirea muzeului pe care l-a servit o jumătate de veac. Muzeul avea să rămână cea mai importantă opera a sa și savantul se pare că a fost conștient de asta, dăruindu-i multe din strădaniile, rezultatele și revelațiile sale științifice.